5 piloni fundamentali a Evangheliei. Vreau să facem o recapitulare ca să ne aducem aminte. Care e primul pilon a Evangheliei despre care noi am vorbit? Temelia Evangheliei. Luați-o de la Geneza. E ușor. Dumnezeu Creatorul. Da? Asta e primul pilon al Evangheliei. Dumnezeu Creatorul. El este autoritatea absolută. Da? Al doilea aspect. Căderea omului în păcat. Iar dacă Dumnezeu e autoritate, Dumnezeu e sfânt, drept, mânios, urător de păcat, iar noi am căzut, avem nevoie de ce? De crucea Domnului Iisus Hristos. Asta este al treilea aspect. Și e suficient? Evanghelia mai spune ceva. Ce face Evanghelia? Al patrulea aspect. Al patrulea aspect. Domnul Iisus a murit. Gata? S-a încheiat totul? Lucrarea Domnului Iisus. Care e următorul pilon al Evangheliei? Al patrulea. Aparte de lucrarea Domnului Iisus. Cum se aplică lucrarea Domnului Iisus în viața noastră? Cum se aplică lucrarea Domnului Iisus în viața noastră? Prin Duhul Sfânt. Prin credință și pocăință. Așa se aplică, da? Deci Dumnezeu Creatorul, căderea în păcat, crucea Domnului Iisus. Cum beneficiez eu de crucea Domnului Iisus? Asta e întrebarea. Asta e al patrulea pilon al Evangheliei. Și răspunsul este că beneficiez de crucea Domnului Iisus Hristos când El îmi dăruiește pocăință și credință. Iar eu mă pocăiesc și cred, da? Cu alte cuvinte, al patrulea pilon al Evangheliei este chemarea Evangheliei. Chemarea Evangheliei. Și bineînțeles, unii, și nu doar unii, Sfânta Scriptură ne vorbește că există o consumare acestei vieți pe care o aduce Evanghelia, da? Pe pământul acesta și apoi o veșnicie întreagă. Intru într-o viață cu Dumnezeu care se va culmina cu veșnicia. Aceștia ar fi 5 piloni ai Evangheliei.